Imagine debusolantă pe holurile unității spitalicești de la Bumbești Jiu, unde înainte erau zeci de pacienți, iar acum bate vântul. Holurile și saloanele sunt pustii. Doar angajații din administrație au venit astăzi la serviciu pentru a afla ce se întâmplă cu ei. Aceștia nu au fost redistribuiți, așa că oficial sunt pe drumuri. Sunt magazioner, deci am toată gestiunea spitalului în spatele meu și nu știm ce se alege de noi. Nu știm absolut nimic, ai cui suntem, ce facem. Cum a spus și colegului, la vârsta asta, cine mă mai angajează pe mine? Situația noastră este incertă, noi nu știm ce se va întâmpla cu noi, Ministerul Sănătății. Noi am emis un ordin și pentru personalul testat și muncitori și pază și suntem în afara oricărui drept de a fi... Deci au fost redistribuiți, dumneavoastră ce veți face? Noi nu avem soluție la ora actuală. Localnicii și persoanele din satele învecinate sunt nevoiți acum să meargă zeci de kilometri până la cea mai apropiată unitate, la Târgu Jiu. Drumul este costisitor, iar mulți dintre ei nu au niciun venit. Oameni care mă întâlnesc cu ei pe stradă și se vaite și plâng. Vă spusei, și eu am fost operată și sunt operată pe coloană și urmează să fiu operată a doua oară de hernie de disc cervicală. Eu nu mi-am permis să mă duc în Viena să mă operez. O să ajungem să ne facem noi injecții acasă. Când s-a închis... Poțile nas. Îți vine rău. E la îndemnul. Da, n-ai unde să te duci. Da, n-ai unde. Te duci până la Târgu Jiu, mori. Îți iasă sufletul. Pentru că edilii nu vor ca fostul spital să devină azil de bătrâni, unitatea va rămâne cu lacătul pe ușă pe o perioadă nedeterminată, timp în care încearcă să redeschidă unitatea sanitară.